Momente emoționante în București, au la radio că un elicopter a aterizat la stop la aviatorilor, loc pe unde vom trece în câteva momente. Loc care ne-a consacrat pe noi, a aterizat forțat, a aterizat profesionist. Îmi place și ideea că a fost profesionist când a aterizat, deci nu pare un eșec. A dărâmat doi stâlpi și pare așa un succes. Totul e prezentat ca un succes, nu știu dacă remarcați. Totul e prezentat ca fiind ceva profesionist. Dom'le, extraordinar a aterizat, toată lumea a remarcat. A reușit să aterizeze în mijlocul Bucureștiului. Hai să vedem ce s-a întâmplat și comentăm după. Aici la aviatorilor. Uite și tu ce s-a putut întâmpla. Dacă nu suntem cu minți, uite ce se poate întâmpla dacă nu suntem cu minți. Cu elicopterul parcat acolo. Nu știu dacă ați remarcat, dar doamna Clotita Armand a anunțat că în sectorul 1 vor fi ridicate mașinile parcate neregulamentar de elicoptere. Nu a spus nimic. L-am ascultat un pic mai devreme pe ministrul de interne, care nu a spus celebra frază care l-a consacrat în momentul în care se întâmplă ceva ce nu e în regulă, că s-a întâmplat. Un ministru vine și anunță că nu va tolera așa ceva. Despre asta nu a spus nimica. Nu știm dacă va tolera sau nu în continuare aceste aterizări ale elicopterelor. Elicopterul, așa cum spuneți, aparține forțelor armate americane. În momentul în care au sesizat acea defecțiune tehnică, au constatat că pierd din altitudine și au hotărât să aterizeze forțat într-un loc pe care el au considerat sigur. Din informațiile pe care noi le avem în acest moment, sunt doar pierderi materiale. La aterizare a atins doi stâlpi. N-a spus nimic, nu știm dacă va tolera sau nu. Nu se știe. Situația este sub control, vedeți bine, mașinile circulă și văd de viață în continuare. Acum am stat și m-am gândit, zic, bă, să vezi tu că am întors iar armele. Dacă ne-au atacat americanii, eu știam că suntem în aceeași tabără, dar zic, bă, să vezi tu că suntem iar în situația în care am fost și în al doilea război mondial. Că de ce ne-ar ataca americanii care sunt cu noi? Nu, americanii erau de partea noastră și atunci mi-am adus aminte că au mai atacat toată Bucureștiul. Și zic, să vezi tu că despre asta e vorba și acum, dar nu, am fost liniștiți, nu e o vorba de un atac asupra Bucureștiului. Am fost liniștiți, am fost neliniștiți. Nu e vorba de un atac asupra Bucureștiului, este o aterizare făcută aici, profesionist, de către un profesionist care a aterizat în mod profesionist. Nu e prima dată când un elicopter ajunge într-un loc neplauzibil, nedestinat elicopterelor. A mai fost situația aceea când ne-am trezit cu un elicopter al americanilor în câmp. Ne-am trezit cu un elicopter în câmp și am intervenit acolo, am încercat să ajutăm. Aveți nevoie de ajutor? Hello? You need gas? You need gasoline? Everything's okay, okay. Că bă, au rămas fără benzină, vă mâncați și gura ta. Și mă gândesc, bă, dar nu care cumva mai bine învățați voi să pilotați elicopterele și apoi vă suiți? Și stau și mă gândesc că poate că o idee bună ar fi dacă întâi ați învățat să pilotați elicopterele astea și după care v-ați sui în ele. Pare așa o plasare de produse elicopterul ăsta aici. Voi am plasă mișoară? E mai simplu, am văzut asta. Am oamenii mei să reving. Și îmi place și atmosfera asta a jandarmilor de aici, care văd oameni care filmează și e o stare așa un pic, bă, și ce mare lucru, un elicopter în mijlocul Bucureștiului, acum așa, și ce vă, că prea atâta vă învârtiți în jurul
eveniment. Un elicopter a aterizat în mijlocul. Care e problema? Că îi văd așa un pic, uitându-se siderați. Și de ce filmează? Ce e de filmat? Ce e așa de... Asta e. Asta este aer. Un elicopter a aterizat în mijlocul București. Ce e așa de filmat? Ce e toată lumea aia? Nu cum trebuie să prindă imagine cu această atitudine. Faceți o poză, dar nu mai staționați aici, vă rog eu. Da. La stânga, dreapta, pentru presă, uitați în stânga dumneavoastră. Mulțumim pentru înțelegere. Aici elicopterul, în mod emoționant, tras aici, îmi place. Atmosfera e plăcută, oamenii sunt mulțumiți. Pare așa o plasare de produse. Pare că, dacă vrei să poate să și cu... Dar e de vânzare, domnule, dacă... Poate e de vânzare. Poate... Hă? Poate așa, poate e și de vânzare. Polițiștii stau în mod profesionist aici, uitați-vă și noastră. Atmosfera se menține profesionistă. Oamenii au ieșit. E vară, e plăcut afară, cad elicoptere. Ce stăm aici la rând. Asta este unghiul cel mai important. Asta este unghiul decisiv cu profesioniștii din armată. Uite aici, profesioniștii. Că nici nu prea sunt parcări în București, adică omul unde să pună acest elicopter, vă dați seama, adică are și el dreptatea lui. Voi ați văzut ce nebunie e în București ăsta? Nu să parchezi un elicopter. L-a pus aici, oricum nu stă mult, e pe avarii, nu stă mult. L-a pus un pic pe avarii, nu stă mult, mă rog, asta e situația. Elicopterul american, plus că ne simțim mai în siguranță acum, dacă vin rușii cumva aici, domne, avem americani imediat, pot să intervină, deci lucrurile sunt, să știți, foarte bune, vreau să dau această veste bună acestui elicopter plasat aici. Pare de vânzare, pare că și cu cât dați elicopterul. Pare așa un produs plasat aici, în mijlocul Bucureștiului. Știi cum mai pui cât o mașină de asta apărută? Dom'le, pare că se și cumpără, e de vânzare sau doar așa? Nu, doar exponat aici. Pare exponat aici. Atmosfera era, domne, au căzut doi stâlpi, asta e situația. La momentul aterizării a dărâmat doi stâlpi. Ușor, ușor au început oamenii să apară. Domne, și mie mi-a zgâriat mașina. Domne, cu tare a stat pe bară de la elicopterie. Deci ușor, ușor au început oamenii acum să-și revendice toate zgârieturile ca fiind de la elicopter. Și asta de la elicopter. Deci am aici, păi și cum aveți... Da, eram acolo și a venit elicopterul, a zgâriat. Deci acum își repară toți mașinile pe elicopter. A apărut și un autobuz, da, și la mine, vă spun. Și, păi, dar pare o bușitură de mașină. Păi da, așa pare, dar nu e. Deci a fost vorba de elicopterul americanilor. Iotorilor, like, share, subscribe, ca înțelege civilizate ca la american, cum fac americanii. Ținem legătura.